no meu pai virar cardinal os dias desse Aria, base, lunei, piramide, triunghiulare, regulate. Deci, piramide. Triunghiulare, regulate. VABC. Da, piramida este VABC. Este e egală cu 16 radicali din 3 cm pătrați. Deci area, area bazei. Da. Deci area lui triunghiul ABC. Da. ABC egal cu 16 radicali din 3 cm pătrați. Dacă măsura unghiului VBC egal cu 30 de grade. Mai am ipoteză cu măsura lui VBC 30 de grade. Calculați area triunghiului VBC. Să calculăm în concluzie area triunghiului VBC. Regulată, adică baza triunghiului piatrală. Asta. Deci, e vorba de reprezentarea în spațiu. Știm cum facem triunghiul. Noi știm că triunghiul are paritate la fel egal, dar nu îl reprezentăm așa. Da? Ăla e piatrală. Așa? În mintea noastră. Deci, trebuie să facem. Deci nu desenăm așa, nu putem desena așa, așa e lateralul cu da. Dar nu se creează imaginea perfectă, uite. Înălțimea pică pe așa și în direcție cu asta, în suprapunere, nu desmunchii, de aceea. Și cum desenam? Uite așa. Într-un dreptul de care? Într-un oarecare. Nu dreptul de care, aș spune. Uite, aici, deci aici, cum vreau eu să suport asta? Iată că am și spus că nu, să nu fie un unghi din oricare. De undeva ridicăm o perpendiculară și dacă ea este o perpendiculară regulată, punctul ori, înălțimea este chiar la intersecția medianilor, înălțimilor, mediatoarelor, tot. Deci, din punctul de intersecție. Deci, din punctul de intersecție a medianilor, mediatoarelor, bisectoarelor, înălțimilor. Dar eu duc medianele, îmi vine mult mai ușor să zic medianele, pentru că știu că le-ai zis cu mijlocul. Și găsesc punctul de intersecție al lor. Ca într-un triunghi echilateral. Voi știți că într-un triunghi echilateral, median, mediatoare, bisectoare, toate sunt concurente într-un singur punct. Centrul de greutate, centrul circumscris, circumscris. Și de acolo am ridicat o perpendiculară. Pe ea iau un punct V. Notez A, B, C, triunghiul de bază. Da. Și acum unesc pe V cu A, cu B și cu C. Da. VA se vede. VB se vede. VA se vede. VB se vede. VC se vede. VC nu se vede. Bun. Deci se creează imaginea în spațiu de piramidă. Măsura lui VBC de 30 de grade. O pic. Aici și adevăr, dacă spune piramidă, triunghiulară, regulată. ACB este triunghi echilateral. Deci scriem și noi. Avem... Triunghiul ACB... Deci începem demonstrația. Cum VABC piramidă... Triunghiulară regulată. Triunghiulară. Regulată. Rezultă de triunghiulare
Asta este imparare equată, deci triunghiul este echilateral. Și rezultă că aria triunghiului se atrea științului elatoare ca din 3 pe 4. Nu știu problema aia. Da, așa s-a demonstrat-o într-o lecție. Da, de chiar recent. Da, chiar recent. El pătrare ca din 3 pe 4, nu la voastră. Da. Da. Și rezultă că 16 deci, la 3. Deci aria triunghiului este egal la 3 pe 4. 16 la 3 pe 3. Și calculăm la a doua oară ca din 3 pe 4. Băi, Aleto, știi că eu nu mai știu. Ce? Formula asta. Formula asta, ce? Aria e pătrată ca din 3 pe 4. Da. De unde vine motivul ei? Dacă eu nu mi-am amintesc, voi mă puteți convinge? Da. Pentru că ducem înălțimea din ce. Deci iau un triunghiul față de cratera. Da. Ducem înălțimea din ce pe AB. Asta a fost celul sus, nu? AB a aici. A dus așa. Da. Întâmplă cu L, latura da. Triunghiului catral. Da. Și o să avem că... Unde pică înălțimea AB? Pe mijloc. Deci ăla e că C1B e L pe 2. L pe 2. Facem teremul de oră, dacă așa până când e CC1. CC1 din el pătrate, din el pătrate 4, nu? Da. Deci ce prime calculare al din el pătrat, minus el pătrat pe 4, acum așa ajunge în tot. Ce să avem el pătrat, 3 el pătrat pe 4. Deci vine 3 el pătrat pe 4. Să avem el radical din 3, radical din 3 pe 2. Este el și 4, deci 2, radical din 3 pe 2. Asta e înălțimea. Da. Atunci aria cu ce este? Aria e egal cu radical din 3 pe 2 ori... Baza. Ori înălțimea. Supra 2. Baza este L. L ori L radical din 3 pe 2 pe 2. Și fără cum e la radical din 3 pe 4. Și 2 pe 2 la momentul ăsta. Și el pătrat, ce nu-ți spui și mi-am amintit. Dar și 3 pe 4. Eu mă trage ca în trebuie bar. Așa este. Mm-hmm. Dacă mă uit înapoi, o demonstrez. Știu să o demonstrăm. Exact. Ce-o cauți? Uh-huh. Lasă-mă de câte nu vă uitați. Da. Tu vă uitai atâta de mult. Asta trebuie să reții. Să știi că Miruna a înțeles mecanismul de obținere. Ea știa și formula, dar și mecanismul. E așa e mai repede. Triunghi echilateral, dus înălțimea. Și pe tacură, obțin pe asta. Are o bază, înălțimea asupra 3. Deci demonstrația o avut-o repede în minte, e modelizat așa. Nu te plător am dat-o. Am cerut să te fac o dată. Pentru că atunci când uiți formula, trebuie să știi cum obții. Pentru că spune, nu mi-am amintit formula. Nu mi-am amintit. Păi nu ți-am amintit, dar nu s-a făcut demonstrația. O demonstrezi tu acolo repede. Că un cod de justiție nu tot. Așadar, mă întorc și... 16 radical din 3 calculăm la 2 radical din 3 pe 4. Deci zicem, aria e egal mai departe, dată în ipoteză. El radical din 3. El pătrat. El pătrat radical din 3 pe 4. Așa asta e egalitatea. Și avem cu 4 16 radical din 3 calculăm la 2 radical din 3. Miruna, hai să crezi că văd în radical din 3 spate. Da. Stânga dreapta, am părțit în dreapta. Și e chiparul de spate, să ne... Că L egal cu radical din 4. 16 ori 4. Egal cu la 2. Da. Și atunci L egal cu radical din 16 ori 4. Și egal cu 8. Așa. 4, 2, 8. Adică din 16 ori 4. Adică 4 ori 2. 8. Da? 4 ori 2 egal cu 8. Într-un fiu BCB avem unghiul V, măsura lui V, V cât de 30, CB-ul avem de 8, dar știți că dumneavoastră parcă ne-ați zis că V, că B sau nu ne-ați zis, dar așa mai poate fi de 90 grade. Grade. Unde e V? V, că B. C. B. V, că B. V, că B. Niciodată. 60. Deci niciodată nu se... Numai v-am dat un exemplu de piramide în care am zis eu pe colțul ăsta pe periclara. Deci aceea a fost o piramidă specială, luna trecută. Da. Dar baza era un dreptunghi. Da. Da? Și am dus eu perpendiculara într-un vârf. Dacă duceam perpendiculara din V în B, atunci V, V, G era de 90 grade.
Dar în momentul de față am zis să o conducem în 8. Deci nu e niciunul din 90 de grade. Niciun în graf. Dar nu poți să la piramida aquatică, e echilateral. Ce unghi? Eu am făcut un timp. Nu, Ana. Care e iarate, măi? Acelea care le-au dat de fără. Ce știu în problema asta? În momentul de dat am dat un asta e 8. Asta e 8. Asta e 8. Fie ca idiot. A, noi știam că măsura lui ABG e de 60. Deci măsura lui ABV e de 90. A. B. Cam așa. Trebuia pe ce? Vă că e de 30. Da. Hai să luăm triunghiul ăsta, vă văd pe deoparte. Vă văd că este un triunghi. Dreptunghic. Nu, azi. Ba da. Că ACB n-are 60, ABC n-are 60, că e triunghi lateral. A, BC. ABC are 60 aici. Da, da, și că B, B, A, dar spațiul nu luăm tot unghiul? Nu, nu, nu. V, B, C este în alt triunghi. La fața laterală. Deci, atenție, una e triunghiul ăsta la bază pe care stă. Le dați un pic. Ai o triunghiul ăsta? Bun, asta e pe triunghiul ăsta. Ce plan era? Ai nu, dar fugim de asta. Nu suntem. Da? Deci, atenție, dragilor. Suntem cu această piramidă. Triunghiul ăla. Regulată, triunghiul de bază este un triunghi echilateral. Mm. Și fețele VBC, VAB, VCD sunt triunghiuri. Ce fel de triunghiuri sunt așa? Isoscele. În cazul nostru. Atunci BC egal cu VC, nu? Sigur că da, VB egal cu VC. Da. Deci, în triunghiul VBC, Miruna, mă rog, dă-mi parte. Așa cum măsura unghiului vă că e de 30 de grade, este să strec și eu. Da? Secundă. Deci, în triunghiul VBC, fața asta. Da. Triunghiul ăsta e asta, e asta. VBC este asta, să zicem. Da. VBC. Știi ce e egală? Păi, munchiile... De ce sunt egale, nu? Da. De ce munchiile să sunt egale? Vreau să gândim așa. V, O. Da. O ăsta e la intersecția mediană, obligatoare, cum a spus aici o parte, da? O, B, este două treimi de toate. Deci, știi bine mediana cu fi de intersecția, da, da. O treimi de bază și două treimi de vârf. Mm-hmm. Analog, din ce dacă aș fi dus, tot mediană este și asta. Da. Atunci O, C, tot două treime este. Da. Triunghiul V, O, B, e dreptunghic în O. Că înălțimea am dus așa, pică aici perpendicular. Mm-hmm. Deci V, O, B și cu V, O, C, ăsta e din 90 de grade, dar și cu ochi, ăsta e micuț. Duoc e tot din 90 de grade. Deci triunghiul VOP și cu triunghiul VOC, cele două triunghiuri sunt dreptunghice. În unde sunt dreptunghice? În VOC și în O. În O. Deci VOP și VOC sunt dreptunghice. Dacă am vrea spune voi, de asta e așa mic, mic. Dar nu că e... E spațiul, da? Da. Deci, imperpendicular, V, O, pe plan, nu ABC, ABC. Imperpendicular, orice dreapă din plan. Și V, O, A, ca să fie, nu? Tot. Deci, imperpendicular. Și V, O, A. Pe orice dreapă, da? Dar trece pe acolo. Deci, dacă e obligat așa, uitați-vă, așa. Unghiul de aici, între cretă și plan, pentru orice dreapta aș duce, totdeauna un fel de 90 de grade. Deci unghiul V, O, C, mă întorc, și V, O, B, și V, O, A, toate sunt de 90 de grade. Mm-hmm. Atunci, luăm spre comparare triunghiul. Da, și ăla are 30, nu? Nu, nu, stop. Că m-ai întrebat de ce B, B, cât e, cât de ce. Da. Și acum să-ți spun dacă ai o dată.
Deci, în triunghiul, luăm spre comparare triunghiurile VOB și VOC. Ce putem spune despre cele două triunghiuri? 90-90. Sunt amândouă dreptunghice. Da. Au pe VOB o comună. Da, și pe VG. Care trebuie? VG, V și V... Păi am zis VOC. Da. Și VOB. Am că o comună. VOC comună. Iar VOC este câte o bâcă, sunt două treimi din toată mediană. Păi, o bâcă, două treimi, am spus mai mediană. Da, două treimi din toată mediană. Da. Bâcă, primul. Și o bâcă, doi pe trei, din... Toată mediană. Da. Și mediană fiind pe care, două treimi, două treimi, da, da. Da? Da. Și acum, asta, o bâ, fiind egală cu ce? Și V, O comună, nu cumva triunghiurile V, O, B și V, O, B se complete? Ba da. Și atunci nu toate rămâne se complete? Da. Și V, V este cât V, cât. La întrebarea ta, cum de multe se complete? Răspunsul a fost acum dat. Deci mereu la o piramidă triunghiulară regulată, V, C, I... Deci dacă este o piramidă triunghiulară regulată și dacă spune că lățimea pică, în centru. Da, îi spune. Se subînțelege pentru că este piramidă triunghiulară regulată. Deci mereu, dacă piramidă... Așa. Deci... Atunci... Munchile toate sunt egale. V, A, cu V, B. La fel și V, A, cu V, C, nu? La fel se demonstră și V, A, cu V, C. Deci, într-o piramidă triunghiulară regulată, munchile sunt toate... La fel și V, A, cu V, B. V, A, V, B. Toate munchile pe V, A, V, B și V, C. Deci toate munchile sunt egale. Motivul? Am spus cum am arătat pe V, C cu V, B. Tot așa arăt pe V, A cu V, B. Tot așa arăt pe V, C cu V, A. Da? Și iată-mă că am arătat, am spus asta. Acum am problema noastră, avem așa. Ce spune că unghiul V, B, G, are da, e un pic mai mare, așa, ca să înțelegi un pic. Da, atunci V, V, B, 30. Deci 30, asta e toate 30. Așa? Asta a fost știu. E de 120. Asta vă știu că e V, nu? Da, că V, B, e de 120. Asta era V, asta este B. Asta e C. C și B, da. Și ce cere problema? Ducem o înălțime din V pe B, G. Sigur că da. Și o să avem... Unde câte înălțime are? La mijloc. Așa. Deci asta cât e de mare? 4, 4 și 4. 2, da? Asta e 4. Și la cum e 30 de grade, cât e? Asta va fi 2. Nu, că nu știm V, B. Nu știm pe V, B. Ca să zic. Facem în triunghiul V, cu ce am mâncat acolo? V, 1. V1, B, teorema lui Pitagora și avem, o să avem așa, 4 la a doua plus V, V1 la a doua, egal cu V, V1 la V, V1 ori 2 la a doua. Totul la a doua. Că V, B egal cu V, V1 ori 2. Am înțeles. Și îți intră acolo de două ori V... Și lasă-mă pe V, V1. Deci uite ce spune Pitagora. Spune așa. Că într-un triunghi cateta care se pune un unghiului de 30 de grade, jumătate din ipotenusă. Adică, în loc de V, V, zice, de două ori V, V, 1. Dar ea ne aleargă și ne amețește. N-am putea noi să aplicăm o funcție trigonometrică care să... sinus de 30 de grade. Poate sinus, dar leagă cateta opusă cu ipotenuza și nu știu. Cine leagă cateta opusă cu cateta alăturată? Cu cosinusă. Cosinusul cateta opus alăturatul cu ipotenuza. Tangenta. Tangenta. Deci, zicem, tangenta de 30 de grade. Este egal cu... Tangenta egal cu... Cateta opusă. Hai, da! Egal cu cateta opusă. Z, V, 1. Z, V, 1. Supra cateta alăturată. Supra V1B, spune de la formula. Deci tangente de 30 de grade
egal cu V, V1 supra V1, V. Și egal cu? V, V1, nu știm. Tangentă de 30 grade. Egal cu V, V1 supra? V1 supra 4. Da, tangentă de 30 grade, eu știu câteva. Egal din 3 cu 3 cumva? Nu mai știu. Dar știu de trebuie să știu. Ai formula asta? Tangentă de 30 grade. Tangentă de cosinus, sinus cosinus de 30, nu? Da, tangentă. Hai să vedem. Tangentă de 30 de grade. Da. Egal cu sin de 30 de grade. Era 1 pe 2. Cos de 30 de grade. 1 pe 2. 1 pe 2. 1 pe 2 supra. Radical de 2 pe 2. Radical de 2 pe 2, zice. Dar de ani, nu trebuie să renunți. Trebuie să spun unul. Nu, nu e clar. Da? Și la cu 1 pe radical din 3, 1 pe radical din 3, ca ce din 3, deci deci, la cos de 3, deci... Pe radical din 3 pe 3. Pe 2. Atunci, să ajungi după raționalizare la radical din 3 pe 3. Am zis că pe 3 pe 3. Da, da, pe așa am zis, nu? Da. Dar nu aveam decât da, o idee de pe care nu o aveam da, da. Citeai din memorie. Da. Și atunci? Radical din 3 pe 3 egal cu egal bun. Supra radical din 3 pe 2. Da. 3 pe 2 simplific. Da. Și face 1 pe radical din 3. Hai să radical din 3 pe 3. Face radical din 3 pe 3. Să vedem acum radical din 3 pe 3. Și acum ne întoarcem astfel. Înapoi la formula. Și zice, radical din 3 pe 3. Este egal cu V de 1 neștiută supra 4. Din care scoatem pe V de 1. V de 1 egal 4 radical din 3 pe 3. 4 radical din 3 pe 3. Asta e V de 1. Adică înălțimea în triunghiul acelui are vrea să află. Aria e bază înălțimea supra 2. Deci asta avem... Aria triunghiului. Aria V, A, B. Egal cu 4 radical din 3 pe 3. De B, C. De B, C. Egal adică cu baza. Baza adică de C. Ori înălțimea pe 2. Supra 2. Și egal cu de C, care știu este 8. 8. Ori înălțimea care a crescut acum de 1 asta. 4 radical din 3 pe 3. Radical din 3 pe 3. De 2. Supra 2. Se simplifică cu 8, 2, 4, deci se simplifică 2 cu 8. Sau 2, 2 cu 8, vezi, nu? 4. Da. Și vine 4 ori 4, 16. Radical din 3 pe 3. Nu așa? Da. 16 radical din 3 pe 3 este area feței VBC și a lui VAC și a lui VAB. Că ele sunt concrete, bineînțeles, și au aceeași ale, da. Hai să mergem o dată problema asta, că a fost destul de interesantă. Și să înțelegem așa. Ce lucru să înțelegem? Că nu faci nici, n-ai nicio șansă la geometrie în spațiu dacă nu știi geometria ta. Și de ce te lovești în timpul ăsta? Nu știi de ce. De toate informațiile din urmă. De toate. Bănuiam noi aici că avem nevoie de tangentă. Nu, că i-am pus papin... Tu ai văzut? Dar ai ascuns ce lucru? Sinusul de 30 grade. Mm-hmm. Că sinusul de 30 grade egal cateta opusă supra ipotenuză și ea știa că cateta care se pune unghiului de 30 de grade este jumătate din ipotenuză. Și atunci am luat din vâmp, dacă mă dat asta cu X, asta au spus că e 2 X. Da. Da. Și aplică Pitagora aici și zice 2x la pătrat. Asta e ce să spun. Da. 2x la pătrat plus cealaltă egal cu egal cu fata. Egal cu cateta la asta la pătrat. X pătrat. Plus 16. Și 4x pătrat, 3x pătrat. Echivalentul 3x pătrat. Egal cu 16. Egal cu 16. Deci x pătrat egal cu 63. 16 pe 3, de unde x egal cu, adică radical din, vine 4 supra
radical din 3, raționalizăm, unitar, radical din 3, peste cât ne-a dat nouă? 4 de 3. Așa și sigur că da. Așa și înălțime. 4 radical din 3. Deci am văzut ideea ta. Am înțeles că ascuns aici sinusul, că nu te interesa, sunt din 30 grade când te-au pus să supra ipotenuză. Unul pe doi și atunci asta e făcut. Cu altă cuvinte, dându-ți un unghi și o catetă și o latură, n-ai altă soluție decât să aplici o funcție trigonometrică. Iată că funcții trigonometrice făcute la vremea lor, nu poți spune, le-am făcut la revedere. Că nu știi când ai nevoie. Și am mai făcut anul trecut, la un moment dat, încercat să se vă arat din ce e 1 pe 2 radical din 3 pe 2. Da. Am făcut aceste lucruri, o să le refacem o altă dată. Dacă nu uitați pe, uitați pe filmele acelea, că cei ce e curiozitatea mea mare, asta este. Că toate filmele acelea la care se uită atâta lume, ați văzut, uneori mă sună în Spania cineva care urmărește filmele astea. Deci de oriunde de lume nu urmărește. Și remarca lucrul inedit pe care îl fac, acela de a face transparența actului didactic. Nu știți ce se întâmplă, că nu duceți un copil la meditator. M-aș sunat. M-aș sunat și da, 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 da. Când duci un copil la meditator, nu știi ce face el acolo. Păi dai bani, ești... A fost minunat de curând la cineva care unde căutăm noi spațiu și pleacă la meditator la fiecare obiect. Da, eu își permite meditatorul la fiecare obiect și spune, eu mi-am făcut treaba. Am dat banii respectivă. El stă liniștit. Copilul, de fapt, se cumpără notele. Că de cele mai multe ori să merge pe profesorul de la clasă. Asta e, dacă profesorul de la clasă, da. Asta e, liniștit cu totală. No. Să cumpără nota, să trece din clasă în clasă foarte bine. El ajunge de nu știe nimic, asta e povestea. Te duci la alt meditator, foarte greu să-l poată ridica. Pentru că numai dacă copilul este interesat și trage, limbajul este, ar trebui să fie același. Dar fiecare profesor, și eu știu o chestie care trebuie să o mărturisesc, cu ani în urmă făceam meditații de la alți profesori. Pe timpul Ceaușescu, veneau, era pe aveam o avanașă la liceu din Moinești, nu știam ce cu mine. Am pus să ultima meditație, după ce la 9 la 11, sâmbătă seara. Dar nu că eram așa zăpciu, ci nu mai aveam nicio fereastră, asta era ultima. Mi se trimiteau cei mai slabi copii. Ca în felul ăsta să-mi rup gâtul. Surpriza mare era aceea, că din 12, 11 eram la facultate. Deci reușeam să găsesc o soluție, pur și simplu, la problemă. Spun aceste lucruri pentru că, din păcate, tot efortul care se face, dacă s-ar putea aduna suma pe care părinții o investesc în meditații, ar fi, pot să spun, cred că a 10-a parte din PIB României. Atât de mult efort se face pentru părinți. Așa este. Și, din păcate, efortul făcut este spre zero. Pentru că nu se întâmplă ridicarea la nivelul copilului. Adică, dacă profesorul ajunge meditator, că schimbă 3 meditațiile. Cei mai mulți acum și-au meditat copiii de la clasa 1. La clasa 1. Când se începe școala, învățătoarea... Școala e după școală, da. Întreabă, nu. Asta e altă poveste. Dar povestea directă. Se interesează care sunt buni plătitori. Care au stație materială bună, încât să poată să fie învățătoarea, spune, și la tine, și la tine, și la tine, eu își fac lecțiile acasă. Și atunci, calificativ și îi dai el, da, care-i povestea? Ea face, ea rezolvă problema. Este o mare mizerie pentru copilul. El, în mintea lui, este așa. Păi ce treabă avem? O venit învățătoarea, îmi face, dictează tempi, eu scriu acolo să fie scris. La doua zi mă ascultă, asta e povestea și noi mergem înainte. Nu se vrea să se spună adevărul.
Și s-a găsit, sistemul și-a găsit o soluție acum, scăzând nivelul subiectelor la capacitate și la locare. Da, de motiv că asta nu e olimpiadă. Nivelul trebuie să fie mediu, că nu e olimpiadă. Păi știți ce șmecherie se ascunde acolo? Tocmai faptul că nu-și fac treaba și s-a scăzut atât de mult, ca să nu fie vizibil faptul că acești copii sunt nenorociți, fără instrumentul matematic nimic nu pot face în viață. Eu garantez asta. Și vă știți și voi cât e ceva. Știți că plaja ta este îngustată fără matematică. Sigur că te duci cu desene, îți faci nu știu ce, că sunt și oameni care au talent și fac treaba asta. Dar trebuie să fii performant acolo. Nu de mijloc. Cu de mijloc, făcând chestiile acestea, n-ai făcut nimic. Deci dacă ai un talent vizibil și ai performanță, deci performanța în fiecare domeniu, cu transparența, să știm ce facem, sunt lucruri esențiale pe care trebuie să le avem în vedere. Da. Nu le avem, nu facem nimic. Așa că mă întorc aici și spun, am plecat la faptul că informațiunile din urmă trebuie să actualizate. Și drama mare este că voi care știți exact, nu vă uitați pe filme. Pe exemplu, în luna care se vară s-a uitat și s-a făcut toate filmele. Dar cum să nu-ți vezi tu un film de ăsta în care ai participat? Că nu ți-a rămas totul. Pe care ți-a lăcut tu scrie totul, ca și la clasă. Am mai spus și la un moment dat, am spus, băi, dacă nu vedeți filme de săptămâna aceea, nu vă mai primesc. Nu știți, mai ai ce prostii ziceam la început. Nu, dar ai spus și ce mai bine. Da, 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 asta vreau să zic că revăzând filmul, așa asta e imens. Mai ales tu ai fost actor acolo, ai fost prezent și nu vezi filmul odată. Este ca și cum nu te-ar interesa. N-ai fost mai devreme, mi-am făcut Corduliu și am adus în stare care mi-a vreau spus, mai vreau încă unul. Cu mult aderul cu acel. Am înțeles ce e mare important. Nu, nu o să mai spun. Las să vezi. Să vă tin, o să-i placă, eu sunt sigur că o să-i placă. Nu, trebuie să vezi filmul, să vezi la ce nivel am ajuns. Și cu multe alte greșiți îți găsești rezolvarea pe tabelul acela. Le spun și că nu știu, deci am luat o culegere. 50 de teste. 55 de teste. Exact cum vă dă la, la capacitate. Mi-a dat depresie. 55 au să. Am mai comandat încă de aia. Încă la. Așa că avem material, domnul profesor. Asta a fost bucură. Da. Ne putem opri că sunt. Da, da, da. 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 Da, da, da.
Să avem diferența semnului pentru. Așa mă, să nu uităm, să insistăm să nu uităm, că ne interesează, da? La revedere! La revedere.